Bună seara, stimați telespectatori, eu sunt Sergiu Părgaru. Astăzi, emisiunea Sinteza Politică, avem invitat pe vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat, domnul Victor Ciobanu. Și vreau în continuare subiectul discuției din emisiune, va fi următorul. Iată, a trecut și anul nou, s-a semnat documentul de coaliție a Alianței de Integrare Europeană numărul 2, s-a instaurat guvernul, trecem pentru o perioadă mai dificilă, că rămâne chiar puțin timp când se vor petrece și alegerile președintelor. În viziunea dumneavoastră, sub optica partidului, nu ca să facem propagandă sau nu, pur și simplu este o părere în afara unui partid extraparlamentar care are niște viziuni asupra evenimentelor cum se petrec. Merg ele corect, o bună parte din le susțin, o să întâlnească piedici și așa mai departe, aceste schimbări. Da, bună seara. În primul rând, am văzut ce s-a petrecut după alegerile parlamentare din 28 noiembrie. Au fost discuții foarte lungi și toată lumea a observat acest lucru. Cu toții eram în așteptare oare ce o să facă Partidul Democrat și președintele acestuia, domnul Marian Lupu, care a negociat la două capete. Am văzut că aceste negocieri, care în viziunea dumnealor și după spusele și repetările totdeauna, principii și valori. Ce înseamnă principii și valori? S-au încercat să se caute toate aceste principii și valori despre care vorbesc toți politicienii. Însă, dacă este să observăm tactica Partidului Democrat, cu cine să se alieze? Cu partea stângă sau cu eșichierul de dreapta politică? A încercat să obțină cât mai multe funcții și iată, vedem că astăzi deja se redistribuie funcțiile de vice-ministri în Guvernul Republicii Moldova, vice-directori la direcții, agenții și așa mai departe. Iată că cât de cât ne dăm seama că se balansează cumva așezarea spectrului politic în Republica Moldova, dar de fapt totul rămâne încă foarte confuz, cum spuneați și dumneavoastră, președintele țării încă nu a fost ales. Aceasta este marea problemă și marea dilemă în politica Republicii Moldova. Ce vom avea mai departe? Avem deja un an și jumătate de la primele alegeri parlamentare din 2009, de când, iată, s-a început toată această cacelma politică, avem cheltuieli de bani bugetari irosiți, cred eu, în zadar, din cauza neînțelegerilor între politicienii Republicii Moldova și, în special, pentru alegerea președintelui țării. Încă de la 5 aprilie 2009 avem acest candidat veșnic, domnul Marian Lupu, la funcția de președinte și iată că același candidat a rămas și după aproape 2 ani de zile din cauza neînțelegerii dintre stânga și dreapta politică. Avem încă o incertitudine cum va merge Republica Moldova. Iată, noi considerăm că anume cauza instabilității politice și a vectorului pe care trebuie să-l ia mai departe Republica Moldova este anume aceste ambiții politice neserioase în viziunea noastră, în primul rând a domnului Marian Lupu, care vrea cu orice preț să devină președinte al Republicii Moldova. Dacă este să ne dăm seama cum trebuie să existe principiile și valorile în cadrul Parlamentului Republicii Moldova, atunci domnul Marian Lupu și-ar fi dat seama că nu trebuie să insiste atât de mult asupra candidaturii dumnealui, dar să găsească o candidatură de compromis care să împace și Partidul Comuniștilor și Alianța pentru Integrare Europeană numărul 2, iată, care este deja fără Alianța Moldova. Din cele așezate acum, vreau să zic că după ce a fost făcută public acest acord de constituire a Alianței, acolo au fost ca principii, unele chestiuni deja distribuite. Cum va fi? Cine va fi președinte? Cum va fi ales? Cum va fi prim-ministru? Cine va fi președinte Parlamentului? Și în momentul când acum avem președintele Parlamentului, domnul Marian Lupu, și în eventuala lui
alegere în funcție de președinte, el se va trece dintr-o funcție în alta și nu este o... Va trece peste drum, de la Parlament la președinție. Este o chestiune, nu cumva îi se asigură, dacă nu o să fie ales președintele țării, atunci să rămână în funcția de președinte al Parlamentului interimar, cel puțin iară un an de zile, iară pentru a fi unele chestiuni luate în sub ton control sau în viziunea lor să se asigure cu realizarea scopului de a deveni președinte al țării. Aici am vrut să vă întreb. Întrăm într-o situație în care inițiativa de a modifica Constituția, anume modificarea articolului 87 a Constituției, unde trebuie schimbat mecanismul de selectare, de alegere a președintelor. Va fi într-un fel sau altul în acest timp modificat, fiindcă domnul Ghimpul vrea ca să fie scris o nouă Constituție, fiindcă asta este făcută din mai multe părți. Problema este că clasa politică de astăzi, sau cel puțin cei care sunt astăzi în alianță, propun nu modificarea, dar scrierea sau adoptarea unei noi Constituții a Republicii Moldova. Constituția noastră, în mare parte, este destul de bună și este apreciată și la nivel internațional, doar că trebuie modificate anumite puncte sau articole în cadrul Constituției, ce ține de alegerea președintelui. Ce spune Comisia Europeană asupra aceste inițiativi și ce ne îndeamnă să facem? Ar susține așa o inițiativă? Sigur că da. Au fost mai și multe... Și au dat și de recomandări? Au dat și recomandări în martie anul trecut, când și Comisia de la Veneția, în privința modificării celor câtorva articole din Constituția Republicii Moldova, nu doar privind alegerea președintelui Republicii Moldova, dar și atribuțiile acestuia, denumirea primului ministru și alte articole importante care vor echilibra cumva părțile sau persoanele decisive în Republica Moldova, președintele Parlamentului, primul ministru și președintele țării. Însă ceea ce este de menționat este că Curtea Constituțională a Republicii Moldova a dat aviz pozitiv inițiativei Partidului Comuniștilor cu privire la propunerea acestora de modificare a Constituției și în special a alegerii președintelui țării, care vin ca să fie trei tururi de alegere în cadrul Parlamentului, păstrându-se Republica Parlamentară, primul tur fiind de 3-5, adică 61 de mandate, după aceea 57 de voturi și al treilea de 50+1, adică majoritatea parlamentară. Acest lucru ar simplifica cu mult și ar echilibra cumva discuțiile politice și cred că ar rezolva problema Republica Moldova. Însă aici vedem o opunere vădită a Alianței pentru Integrare Europeană numărul 2, în care ei își dau seama că ar putea pierde acest joc dacă vor vota acest proiect de modificare a Constituției propus de Partidul Comuniștilor. Pe de altă parte, domnul Vladimir Voronin, președintele PCRM, a propus ca la funcția de candidat la președintele Republicii Moldova să fie o persoană apolitică sau să fie din afara Parlamentului Republicii Moldova. Avem noi așa o persoană demnă care ar împaca toate... Sigur, eu cred că o persoană de echilibru poate fi găsită. Avem atâtea persoane competente în Republica Moldova care au nume notori și care deja au niște succese în cariera lor profesională. Însă, dacă nu se vor lua în considerație toate aceste opinii și propunerile opoziției, astăzi, care este deja Partidul Comuniștilor, atunci putem ajunge din nou la alegeri parlamentare anticipate, care, după cum spun experții politici, vor avea loc în toamna anului curent, adică peste cam 9 luni, 10 luni de zile. Înseamnă că sunt șansele destul de mari ca... De fapt, acestea sunt mai mult o neșansă pentru Republica Moldova, ca iarăși deja, în primul rând, fiind cheltuieli bugetare pentru organizarea alegerilor, iar cel mai important lucru este că Republica Moldova se află mereu într-o situație instabilă. Investitorii nu vin în Republica Moldova. Deja suntem la al treilea val mare, major, de scumpiri enorme care vin să îngreuneze situația socială a tuturor cetățenilor Republicii Moldova și asta nu face decât ca cetățenii în continuare perspectiva realiza un slogan Moldova fără sărăcie. Cam greu de realizat. Plus la asta vom avea
la sfârșitul perioadei de iarnă, perioadei reci, vom avea niște probleme foarte mari, pentru că cetățenii trebuie să achite, costuri enorme pentru, pentru încălzire, în primul rând, iată, gazul se scumpește, se scumpesc și alte resurse, energie, combustibilul. Înseamnă că vom fi nevoiți, într-un fel sau altul, să găsim surse iară de, din exterior. Și aici am auzit recent o știre că Fondul Monetar Internațional este gata iarăși să ajute Republica Moldova, iarăși să vină cu împrumuturi pentru țara noastră, iar asta înseamnă că plus la cele peste un miliard de euro datorii externe a Republicii Moldova care sunt la moment, încă mai încasăm. Mai încasăm câteva datorii care tot vor fi pe spatele fiecărui cetățean de rând al țării noastre. Iată, aceste probleme duc de la neînțelegerile între clasa politică. Noi vrem să vorbim de o maturitate a clasei politice de a negocia sau de a aduce stabilitatea în țară sau să vorbim despre interesele pur de afacere? Eu cred că clanurile care acum și s-au observat că fiecare partid politic care este astăzi în Parlamentul Republicii Moldova are în spatele lui o clasă de oligarhi sau un oligarh care îi susține și care venind sau susținând aceste partide în Parlament vor să-și mărească sau să-și păstreze capitalul de afaceri. Acesta cred că este. Cam așa, că în neînțelegerile lor suferă a treilea. Sigur că oamenii da. Simplu. Dacă am observat în această campanie electorală, cred că a fost una dintre cele mai costisitoare, inclusiv pentru partidele politice, au fost cheltuite sume enorme de bani pentru campanii electorale, toate aceste panouri stradale, publicitate la televizor, în media și așa mai departe, campaniile locale cu cetățenii au costat foarte mult. Toate aceste investiții care au venit din partea partidelor trebuie întoarse. Vă întreb dumneavoastră, fiindcă am vrut să invităm și un expert în acest domeniu, ar exista o inițiativă a societății, cum ar fi, ca să nu se înainteze partidele, dar să lucreze pe circumscriții, să fie selectați deputații? Ar fi o idee că atunci plecăm de la partidele politice unde focalizează aceste mesaje, aceste acțiuni, da. Problema aici este partea transnistreană. Din cauza aceasta sau din cauza acestui fapt s-a recurs la votul pe lista de partid care este aplicat și în moment în Republica Moldova. Nu s-a făcut pentru că astfel ar putea participa și regiunea transnistreană, care nu este controlată de Republica Moldova și vor trebui să participe în cadrul actului legislativ. N-ar fi un prim pas de integrare a țării? Da, dar în acest moment vom avea o parte din regiunea transnistreană reprezentanți în Parlamentul Republicii Moldova. Noi, neavând control asupra alegerilor libere care ar trebui să se producă în regiunea transnistreană, cred că vom avea un plus de mafie în Parlamentul Republicii Moldova. Adică Smirnov, care controlează tot spectrul politic și de business în regiunea transnistreană, vor avea reprezentare și în Parlamentul Republicii Moldova, care apropo, acest lucru nu permite nici Constituția Republicii Moldova, pentru că nici legea. A fost adoptată legea organică în iulie 2005, prin care se spune că alegeri în regiunea transnistreană vor fi făcute doar atunci când vor fi aplicate, va fi aplicat principiul celor trei idei, democratizare, demilitarizare și decriminalizare în regiunea transnistreană. Ceea ce avem noi astăzi este încleștarea sau a factorilor de business în actul decizional al țării. Vedem cine este în conducerea Republicii Moldova, inclusiv și în Parlament și în Guvern. Astfel, noi nu ne putem aștepta ca acei politicieni care deja au devenit deputați, având un salariu, mă refer la unii care au fost șefi de întreprinderi mari în Republica Moldova, salariu de milioane de lei anual, vin în Parlamentul Republicii Moldova să aibă un salariu lunar de 6-7 mii de lei. Eu nu cred că atașamentul lor sau implicarea lor în politică este unul sincer de a avea un salariu mult mai mic decât au avut ei în business. Este clar că businessul a crescut cu factorul politic și nu doresc decât să-și mărească sau să-și o zicală spunea că banii nu este totul, dar puterea este totul. Așa este. Din păcate,
Noi avem mai multe exemple de democrație în Europa, pentru că suntem partea Europei și vedem că sunt trei feluri de politicieni care vin în politică. Sunt politicieni care vin sincer să ajute cetățenii Republicii Moldova, vin cu inima deschisă și au ca principii binele comun, binele țării. Sunt politicieni care vin în politică de dragul funcțiilor și de dragul ca să devină oameni mari, carieriști politici și sunt persoane, din păcate, cum avem noi astăzi în Republica Moldova, care vin din principiul financiar și vor să se îmbogățească pe spatele cetățenilor. Da, la acest moment putem să vorbim de o situație în care clasa politică n-a ajuns la nivelul de maturitate. Putem să vorbim despre că societatea este divizată, fiindcă în momentul acesta avem ceea ce avem și suntem incapabili de a alcătui o majoritate în societate pentru a lua o decizie care ar scoate dintr-un punct mortal sau de mort. Da? Această situație și o să împingem la 9 luni dintr-o direcție în alta și dacă analiștii și experții tot presupun că în toamnă sunt toate șansele de a mai intra într-o campanie electorală, atunci în situația asta ce ar exista necesar de realizare sau ce forță ar putea soluționa această întrebare, această situație? Da, din păcate, alegătorii, am văzut și noi credeam că nu va fi așa, dar a continuat lupta dintre comuniști și anticomuniști. De aceea și viziunile au fost polarizate ale cetățenilor, să votăm pentru partidele care sunt non-comuniste și Partidul Comuniștilor din Republica Moldova. Din păcate, sărăcia care predomnă și oamenii nu sunt vinovați, ei sunt săraci și vor să vadă și cred în promisiunile pe care sunt lansate de partidele politice, să vadă o soluție. În general, în Republica Moldova, cetățenii noștri sunt optimiști și vor să creadă că cei care le promit se vor ține de cuvânt și le vor realiza dorințele lor de a deveni într-adevăr oameni care să primească un salariu bun, să aibă unde munci în Republica Moldova și să aibă succes aici în țara noastră. Dar eu cred că în această perioadă vom avea un exod mult mai mare a populației peste hotare. Vorbim despre emigrare. Emigrarea cetățenilor noștri și plecarea la muncă și din păcate foarte mulți dintre aceștia nu se mai întorc în țară și acest lucru cred că va diviza și mai mult societatea noastră, iarăși vor rămâne, dar până la alegerile parlamentare din anticipate care ar putea fi în toamnă, noi avem alegeri locale. Iată, este un subiect care am vrut să-l ating în data după ce terminam, da. Exact, și alegerile locale iarăși s-ar putea să polarizeze, cu toate că la funcțiile de primar și consilier se votează mai mult omul și aici ar putea să fie o soluție pentru Republica Moldova, așa cum ar trebui să fie. Să votăm omul, să nu votăm promisiunile de șarte ale unor partide politice. Adică, în principiu, oamenii alegători se duc la urna de vot și-și fac alegerea, reieșind nu din idee sau din mesajul care, dar votează personalitatea notorii sau personalitatea cu autoritate care promisiunile nu s-au deviat de la fapte și este un rezultat sau o perspectivă de realizare. Da, iată că să vă completez, Republica Moldova diferă la acest capitol de foarte multe țări europene care sunt deja membre ale Uniunii Europene în privința principiului doctrinar. Partidele politice în general se axează asupra unei doctrine, social-democrată, creștin-democrată, liberală și așa mai departe. Iată, în Republica Moldova încă nu s-a reușit ca cetățenii să fie informați despre doctrine și să voteze pe principiul doctrinar. Adică dacă eu consider că economia socială de piață este mai bună pentru țara mea, eu votez creștin democrații. Dacă eu consider că liberalismul este mai bun și este o cheie de succes pentru economia Republicii Moldova, eu votez liberali. Iată că cetățenii noștri încă nu sunt informați despre doctrine. N-au ajuns la nivelul de cunoaștere și educație politică. Exact. Dar asta lipsa informării, cred că a adus sau accesul sigur, la informație. Accesul la informație și sau s-au făcut pseudo științe, s-au făcut manipulări. Problema este și dintr-un alt aspect. Republica Moldova vine din fostul lagăr socialist sovietic. Acest lucru
a cauzat mai mulți ani de rândul ca în fruntea partidelor politice sau viziunea pe care trebuie să voteze oamenii este persoana, adică este împăratul, regele, dictatorul sau o persoană care va scoate Republica Moldova din impas. Iată, din păcate, încă în țara noastră, oamenii votează liderii de partide, dar nu partidele politice. În mod normal ar trebui ca să fie votată echipa de partid. Ce înseamnă un partid politic? Înseamnă persoane competente, cu experiență, care au deja și o experiență și pot scoate țara din impas. Și un alt lucru este să votezi doar liderul, neștiind sau neavând încredere sau cunoștință despre echipa cu care vine el din spate. Da, eu vreau să mă întorc puțin la un subiect, apoi să trecem la subiectul alegerilor locale. Iată, am făcut o analiză legată de perspectiva partidelor care au fost la guvernare, cum au plecat de pe șchierul politic și este o creștere spectaculoasă, o creștere motivată, este o descreștere care are niște explicații și tot văd o descreștere a anumitor partide. Perspectiva partidelor extraparlamentare care au fost în guvernarele precedente și au participat, vorbesc de Partidul Alianța Moldova Noastră, de Partidul Popular Creștin Democrat și au mai fost. Da? În această perspectivă, următoarele alegeri poate să mai îngusteze aceste șchieri politic ori nu? Fiindcă este o tendință. PL-ul e în descreștere, PLD-ul în creștere, PD-ul, PCRM-ul la fel are o... Cum situația politică, situația din țară și divizarea societății poate să modifice acești indici și poate să aducă și alte partide din afară? Așa, este mereu în Republica Moldova, dacă este să vedem și experiențele electorale ale anilor trecuți, mereu au fost partide care au intrat la putere, au ieșit de la putere, au dispărut complet, sunt și asemenea exemple în Republica Moldova. Iată, dacă Partidul Democrat, de exemplu, a fost la guvernare în anul 1998, iată, în 2001 nu a mai intrat în Parlament și doar prin coalizarea cu alte partide, Alianța Moldova Noastră și Partidul Social Liberal în anul 2005, prin blocul Moldova Democrat, au reușit, printr-un bloc comun, să acceadă în Parlamentul Republicii Moldova. Iată, cred că partidele care sunt astăzi extraparlamentare ar trebui și să încearcă acest lucru, să se coalizeze într-un bloc sau o alianță, din poate, perspectivă. Din perspectivă, care să fie o alternativă guvernării de astăzi sau partidelor care sunt astăzi reprezentate în Parlament. Pe de altă parte, cele care ați menționat și dumneavoastră, poate Partidul Liberal, ar putea să descrească în următorii ani, pentru că imaginea sau trendul acestuia pozitiv care a fost în ultimii 5 ani de zile, de când primarul capitalei Dorin Chertoacă a candidat pentru prima dată la funcția de primar al Chișinăului, iată, datorită imaginii pe care și-a creat-o domnul Chertoacă, s-a menținut și s-a mărit chiar ponderea acestui partid în spectrul politic al Republicii Moldova. Astăzi vedem că nici domnul Chertoacă nu prea are foarte mare imagine din cauza unor eșecuri în primăria capitalei. Iată, domnul Mihai Ghimpu, liderul acestui partid, deja nu mai este președinte interimar al țării, nici măcar nu ocupă vreo funcție importantă în actuala guvernare a Republicii Moldova, este simplu deputat. Iată, din cauza acestor eșecuri pe care le-a suferit Partidul Liberal, ar putea ca procentul acestuia să crească și poate chiar să coboare sub pragul electoral. De aceea, niciodată nu se cunoaște cum se va configura viitoarea clasă politică sau viitorul legislativ al Republicii Moldova. Vorbim și de o renaștere a unor alianțe care ar focaliza sau ar concentra unele partide în jurul unei idei, ca în situația pestriță care o avem acum, când n-avem nici majoritatea, ca să decidem și situația este incertă. În momentul acesta, ar putea ei să aducă o schimbare în felul acesta? Eu, fiind și secretar internațional al PPCD-ului, m-am confruntat cu mai multe situații de asemenea gen la nivel european. Am văzut experiența multor partide care au plecat de la guvernare, au ieșit din Parlament, după aceea au făcut un rebranding, au adus altă echipă în fruntea acestui partid și au reușit să intre din nou chiar la guvernare, având și prim-ministru. Acest lucru s-a întâmplat și în Serbia.
Eu cred că succesul Republicii Moldova ar putea fi următorul. Eu cred că Republica Moldova nu mai are nevoie de partide care să concentreze persoane care au fost deja în Parlament, în Guvern, care deja au mai multe momente negative în experiența lor și care nu au demonstrat nimic real și de succes pentru țara noastră, dar au coborât economia Republicii Moldova la un nivel foarte mic. Eu cred că Republica Moldova are nevoie de experți, persoane competente, tehnocrați, care principiile lor sunt să lucreze bine în domeniul pe care îl fac, domeniul economic, să-și facă bine treaba, omul potrivit la locul potrivit. Așa este. Da. De aceea, eu cred că un partid ar avea succese pentru viitoarele campanii electorale, care ar veni cu o echipă de oameni competenți, care să fie o alternativă guvernanților de astăzi, să ocupe funcțiile de miniștri și să scoată țara din impas. Aș vrea să menționez că unicul lucru care mi s-a părut pozitiv făcut de Alianța pentru Integrare Europeană 1 în precedentul mandat a fost îmbunătățirea relațiilor cu factorii de decizie europeni, cu Uniunea Europeană, și acest lucru nu face decât să mărească imaginea pozitivă a Republicii Moldova. Însă, din păcate, neînțelegerile care au persistat în... Eu cred că nu a mai rămas mult timp pentru ca să vedem care va fi rezultatul alegerii președintelui. Cred că luna februarie va fi una decisivă pentru țara noastră. Da. Da, și în continuare, foarte scurt, că ne apropiem de finele emisiunii, despre campania alegerilor electorale. Iată, deja mulți s-au reaxat. Alegerile parlamentare au trecut, unele chestiuni s-au aranjat. Iată, vorbim despre alegeri locale ca perspectivă a unor foști politicieni și actuali care ar trebui să se implice, și a spus că trebuie să fie omul care notoriu, omul care are rezultate, care vine cu echipă și poate să facă o schimbare. Vorbeam de personalitatea lui domnului Chertoacă, că aflându-se în fruntea primăriei, unele chestiuni le-a ieșit de sub control, ba chiar la un moment sau dat se complică sau care rezultate pozitive sunt nu atât de mari sau nu atât de multe, dar totuși ele și există. Oamenii, într-un fel sau altul, apreciază implicarea lui și în funcția care se își face meseria. Cum credeți, ce va aduce viitoarea campanie electorală? Într-adevăr, v-ați axat pe subiectul, în primul rând, a primăriei Chișinău, și acest lucru cred că va fi o luptă foarte mare, cea mai mare luptă la nivel local va fi în municipiul Chișinău, și aveți dreptate, pentru că majoritatea veniturilor în bugetul Republicii Moldova vine din Chișinău și din faptul că majoritatea business-ului este concentrată în capitala Republicii Moldova. Iată că domnul Dorin Chertoacă, în viziunea mai multor experți politici, s-a comportat mai mult în acești ani de zile ca un politician decât ca un manager al capitalei, ca un gospodar. Din păcate, acest lucru s-ar putea să-i aducă un eșec politic în viitoarea campanie electorală, și vedem că deja unele partide neoficial au lansat unele nume notorii care vor fi în calitate de candidați la alegerile locale. Iată, de exemplu, Partidul Liberal Democrat s-ar putea să-l lanseze pe domnul Tănase, un ministru justiției care, într-adevăr, a avut reușite în cadrul ministerului în calitatea sa de manager al acestei instituții. S-ar putea ca Partidul Comuniștilor să-l înainteze pe domnul Igor Dodon. Nu se cunoaște sigur acest lucru. Sunt și alte nume care vor veni de la alte partide. Iată, domnul Serafim Urechean și-a anunțat intenția de a candida sau de a reveni în componența primăriei. Pentru dânsul, cred că a revenit totuși. A revenit, sigur. De aceea, nu știm, lupta va fi una dură la Chișinău. Avem exemplul sau rezultatele electorale parlamentare pentru Partidul Comuniștilor, care a luat... Într-un fel sau altul, să suprapunem un rezultat de
concentrare a voturilor asupra unor partide, copiind personajul care ar reprezenta acest partid. Sigur că da. Plus la asta, noi avem recentele alegeri parlamentare și fiecare partid deja știe baza electorală care îi servește deja pentru următoarele alegeri parlamentare. Da. Ei pornesc de la anumit procent deja care l-au acumulat în municipiul Chișinău și în celelalte secții electorale. Mă refer în special la Partidul Comuniștilor, care a acumulat peste 40%. Și acest lucru este cauzat nemulțumirii cetățenilor față de ceea ce s-a făcut în Chișinău în ultimii ani de zile și cred că este unul dintre concurenții principali pentru actualul primar al Chișinăului. Și să vedem ce va urma, ce vor propune și celelalte partide politice. Poate vin cu ceva candidați interesanți, noi, care... Putem să vorbim și de perspectiva unor candidați independenți? Sigur că da, la fiecare campanie electorală sunt și candidați independenți și consilieri, candidați la funcția de consilieri independenți. Spectrul politic va fi unul interesant și pentru următoarea campanie electorală. La acest subiect, stimați telespectatori, vreau să mi-au rămas bun de la dumneavoastră, să vă mulțumesc cu atenția cu care ne-ați urmărit, să mulțumesc pe invitatul nostru de astăzi seară. Vă urez o seară bună în continuare. Cele bune și la noi întâlniri.